Atenție la pericolele de sezon. Un bărbat de 35 de ani din Iași a suferit arsuri grave după ce a aruncat o pertadă prin curte la întâmplare, iar aceasta a nimerit chiar peste o canistră cu benzină care s-a aprins. Omul nu a apucat să reacționeze și a fost cuprins de flăcări. La scena cumplită a asistat neputincioasă soția victimei și a sunat la 112. Bărbatul a suferit arsuri pe trei sferturi din corp și este internat în stare critică la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași. Este intubat și ventilat mecanic. Familia a cerut transferul pacientului într-o clinică de profil din străinătate și așteaptă mutarea lui. Între timp, încearcă să mobilizeze cât mai mulți donatori de sânge pentru că victima are nevoie de mai multe intervenții. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările.